Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună și din nou vorbim despre frumusețea și sănătatea părului. Iar astăzi o să vorbim despre un subiect foarte generos, aș spune. Este ceva ce facem cu toții, dar nu conștientizăm acest lucru și anume pieptănatul. Știu că mă întrebați cu ce ar trebui să mă pieptăn, cum ar trebui să fac asta, de ce, cât de des și așa mai departe. Și m-am hotărât să facem curățenie ca de fiecare dată în acest subiect și să ne luăm pe rând. Când ne pieptănăm părul? Păi sunt câteva momente foarte clare în care pieptănăm părul atunci când vine vorba de îngrijirea lui. Primul dintre ele, cel pe care vă sfătuiesc să-l faceți obligatoriu de fiecare dată, indiferent de tipul de păr pe care îl aveți, este înainte de a îl spăla. Practic, pregătim părul pentru spălare și mai întâi îl pieptănăm și îl descurcăm. De ce facem acest lucru? Păi, facem una la mână pentru a ne asigura că nu o să se încurce foarte tare pe parcursul spălării și doi la mână facem acest lucru pentru a elimina din rezidurile deja existente pe păr înainte să apuc să ud părul. Folosiți tot felul de produse și este bine să fie pieptănate și să le spargem măcar ca să fie mai ușoară spălarea propriu-zisă a părului. În momentul în care faceți această acțiune, înainte să vă spălați, rugămintea mea este să o faceți cu o perie de descurcat părul. Sunt tipologii de păr cum este părul creț, care nu se pieptănă decât înainte să speli părul, nu în alt moment, pentru că se frizează foarte puternic părul. Dacă părul vostru însă este foarte uscat și foarte casant, vă rog foarte mult să nu pieptănați părul înainte de spălare, fără să aplicați pe el măcar un leave-in. Dacă nu aveți un leave-in, nu este niciun fel de problemă, puneți în niște apă, una, două lingurițe de mască de păr, într-un pulverizator, în acela pulverizați pe păr și după aceea cu o perie încercați să descurcați ușor părul întotdeauna de la vârfuri către rădăcină. Când părul este casant și noi îl pieptănăm, există riscul să rupem firul de păr, pentru că pur și simplu pocnește și rămâi cu tot felul de firișoare pe haine. Deci nu faceți asta. Dacă părul este unul normal, nu are probleme din acestea mai grele, este doar, nu știu, frizat sau cum o fie el, îl pieptănați cu o perie pur și simplu înainte să îl spălați. Al doilea moment extrem de important când vine vorba de pieptănat este atunci când aplici mască sau tratament sau fiolă sau orice mai aplici tu pe păr. Adică, ai pieptănat părul, l-ai spălat cu șampon, l-ai tapotat cu un prosop și ai aplicat un produs de îngrijire, hidratare, tratament și așa mai departe. Da? Acesta este momentul în care mai întâi cu degetele încerci să desfaci ce e mai rezistent, după care cu ajutorul unui pieptăn cu dinții mari, care poate să fie din cauciuc sau din lemn, sau cu ajutorul unei perii special pentru păr ud, pentru că există perii speciale pentru păr ud, desfaci tot părul de la vârfuri către rădăcină. Dacă ai folosit un produs mai hidratant sau unul mai gras, rugămintea mea este să nu urci totuși cu produsul foarte, foarte sus pentru a nu-ți încărca rădăcinile. Da? Adică oprește-te undeva la nivelul urechilor cu descurcatul, iar restul vei face după ce vei clăti și când aplici restul produselor. Deci, etapa aceasta este extrem de importantă. Părul cu mască pe el trebuie pieptănat pentru a te asigura că produsul ajunge peste tot. Altfel s-ar putea ca el să rămână concentrat unde ai aplicat tu mai puternic, iar în restul părului, acolo unde este nevoie, nu va ajunge. După ce ai făcut etapele despre care am vorbit, de obicei urmează uscarea părului și stilizarea lui. Și aici de obicei folosiți produse, fie o protecție termică, fie produse pentru volum, fie produse pentru textură, de toate tipurile, de toate felurile, nu o să intru în detalii la tipul de produse. După ce ai aplicat orice fel de produs de styling, este foarte important să piepteni părul, pentru că altfel ele vor rămâne concentrate acolo unde le-ai aplicat. Adică ai pus o spumă de păr, pieptănă, nu o lăsa așa unde ai pus tu degetele. Ai pus un spray de volum, pieptănă în puțin, nu lăsa acolo unde a ieșit din tub. Da, deci este un alt moment în care vă sugerez să pieptănați părul. Aici, de obicei, lucrurile se fac cu un pieptăn. Vă rog să căutați pieptăni foarte buni, care
să nu electrizeze în primul rând, da? Și nici să nu fie foarte agresive, adică din materialul din care sunt făcut, să nu fie extrem de duri pentru a pune prea multă tensiune mecanică pe firul de păr. Automat, atunci când coafați părul, îl veți pieptăna cu peria rotundă cu care vă coafați. Este absolut normal și lucrul acesta se întâmplă absolut de fiecare dată când treceți cu peria prin păr. În cazul în care părul vostru se încurcă și simțiți că peria rămâne acolo, vă rog să folosiți o altă perie de descurcat ca să nu trageți mai tare decât e cazul de păr. Adică, unde s-a încurcat, bagi cealaltă perie, îl pieptăni și după aceea reiei șuvița și o recoafezi. După ce te-ai coafat și totul stă absolut superb, urmează etapa în care vrei să finisezi lucul și vrei să fixezi lucul. Poți face asta cu degetele, îți pui un pic de serum dacă crezi că este nevoie și treci cu degetele prin păr, sau folosești o perie de descurcat pentru a îi da mai multă suplețe coafurii, după care foarte puțin fixativ. De asemenea, vei folosi peria de descurcat și după ce ai aplicat fixativ, atunci când vrei să modifici forma coafurii tale. Dragile mele, la final, două lucruri la care vreau să fiți foarte atente. Unul la mână, pieptănatul excesiv dăunează părului. Da, ați auzit foarte bine, știu că în România există mitul acela că te piepteni de 100 de ori înainte să te culci ca să ai părul. Nu, este foarte prost, nu faceți chestia asta, nu vă ajută la absolut nimica. Pieptănați suficient părul, dar nu vreau să vă uitați acolo cu peria și peste jumătate de oră tot să faceți această mișcare. Stresul mecanic real este un stres pentru firul de păr, așa că nu faceți lucrul acesta. Și al doilea lucru, foarte important, curățați-vă ustensilele cu care lucrați. Piaptă-n perie, perie rotundă, perie de descurcat, nu contează, vă rog să le curățați, apă cu săpun, pulverizați ceva pe ele, lăsați-le să se usuce sau uscați-le cu fionă și după aceea le folosiți, pentru că ele adună tot felul de mizerii din părul vostru. Bun, dacă mai aveți orice fel de întrebare, o să vă rog să-mi scrieți aici sau pe Instagram și cu foarte mare drag vă răspund. Aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!